nevoie chiar de acest microfon. Avem o acustică bună aici. Ne bucurăm foarte mult să fiți seara aceasta în sala galbenă a Muzeului Național de Literatură Luca Iurgu Grădicianu. Este seara dedicată prozei și dezbaterii cu tema de unde luăm personajele, de fapt, de unde luați personajele. În seara aceasta vom încerca să adresăm niște întrebări și să moderăm o discuție foarte aprinsă, nu-i așa că va fi o discuție foarte aprinsă, împreună cu Valentina Șerpani, este o scriitoare care astăzi va fi moderatoare, dar nu doar moderatoare. Știu că în sală sunt prozatori, sunt autori de proză scurtă, romane, dar astăzi i-am invitat să răspundă la întrebări pe patru dintre cei care au semnat cărți de proză. Și așa cum noi ne-am împărțit, eu voi prezenta doi autori și colega mea alți doi autori. Bineînțeles, cunosc tot, bineînțeles, dar totuși am o foaie în mână. E un fel de a-mi stăpâni emoțiile care, unitor, totuși îmi dau de știre, nu? Nu pot crede. Da. Așadar, cel care nu crede este Oleg Serebrean. Este autorul pe care îl prezint, mi-a revenit mie să-l prezint, este scriitor, politolog, este istoric, este expert în geopolitica teoretică și analitică și expert în geopolitica practică, pentru că astăzi are și o funcție importantă. Dar nu vorbim despre ea acum. A semnat până a publica cărți de proză importante studii de geopolitică, însă noi ne vom referi la Cântecul Mării, primul său roman, apoi la cel de-al doilea roman, 2011, Cântecul Mării, și alte ediții în alți ani. La cel de-al doilea roman, Voldemar, 2018, și la cel de-al treilea roman, Pe Contrasens, publicat în 2021. Știți că acum a ieșit cu un premiu, vă felicităm pentru premiul Pen în România, care este de dată recentă. Și a mai ieșit o ediție, nu știu dacă este a doua ediție, sau... Chiar azi. Da. Așadar, Oleg Serebrean. E o scurtă prezentare, eu pentru fiecare am niște întrebări, dar ca să fim echitabili, prezentăm așa scurt. Și pe cel de-al doilea autor pe care trebuie să-l prezint eu, cel de-al doilea autor este Cristian Pulaș, pe care îl vedeți aici, și care este scriitor și traducător, care scrie romane și proză scurtă, care traduce din limba italiană, franceză, engleză, greșesc cumva? Nu greșesc. Da. Și care a publicat trei romane, Fâșii de rușine, 2015, După plâns, 2016, și cel mai recent roman, Ioșca, 2021, care spun, se vorbește prin târg, și circulă zboruri că se bucură de o mare popularitate în Franța, așa am înțeles, da? Cam așa vorbește lumea. N-am spus despre Cântecul Mării al lui Oleg Serebrean, că este tradus în germană și că s-a amânat o lansare la Leipzig, nu? Și Halle, așa mi se pare. Iată, aceștia sunt cei doi autori pe care îi prezint eu și pe care eu i-aș fi unitat, dar mai este timp în seara. Mulțumesc. Eu o să o prezint pe cea de-a treia scriitoare, care este Paula Ionzanu, care este scriitoare și jurnalistă. Paula a studiat istoria și literatura la New College din Londra, apoi jurnalismul tot în Londra a făcut. Din 2019, Paula a coordonat împreună cu Alina Porcaru antologia Un secol de poezie română scrisă de femei, a apărut în trei volume. Și la Cartier, în 2011, Paula publică primul său roman, care este
cu ajutorul al doilea, 2021. Cu ajutorul bursei Serba European Initiative, pentru care a luat premiul Tânăra Scriitoare anului 2021 la București, iar cartea a mai fost nominalizată la premiile Sofia Nadejde și la festival din premier roman din Chambéry, Franța. Și cel de-al patrulea invitat de astăzi este George C. Dumitru, absolvent de cibernetică, statistică și informatică economică. George a debutat în literatură în 2010, dacă nu greșesc, cu volumul de proză scurtă, Poveste cu o fată. Cele mai noi cărți ale sale sunt romanul Și toate zilele de azi, apărut în 2021 la editura Humanitas, și volumul de proză scurtă, Fericire, apărut la Polirom în 2022, în acest an. Dacă tot ziceam să vorbim astăzi despre cum autorii își construiesc personajele, zic să vedem cu care personaje vă identificați voi cel mai mult. Să luăm pe rând. Da, mai mult sau mai puțin cu toate. Pentru că este imposibil să nu te identifici cumva cu toate. Părți bune sau proaste din autor, să regăsesc cumva, involuntar, și în eroii lui. E imposibil să construiești ceva din afara autorului. Adică, oricum, chiar dacă, să spunem că nu ne identificăm în totalitate cu eroul, îi împrumutăm ceva din noi, sau chiar dacă construim după, mă rog, niște exemple din afară, din exterior, aceste exemple sunt prelucrate oricum de noi, adică de mintea noastră, trec prin filtrul emoțiilor noastre pozitive sau negative. Este foarte interesant că nu m-am identificat niciodată cu un erou al romanului Cântecul Mării, cu care, surprinzător, m-au, mă rog, înrudit, să zic așa, cei care au citit romanul și au zis că are atâtea trăsături comune cu el și eu credeam că nu am nimic în comun cu acel personaj, care era doctorul Șleț. Și după ce am recitit pentru ediția a doua romanul, am constatat că, da, într-adevăr, probabil că involuntar i-am dat anumite trăsături ale mele în relația, bună oară, cu copiii, mai curând. Felul de a face glume cu copii, care era, poate este un fel, dar mai curând felul meu de a fi. Eu, în general, m-am ferit și mă feresc să creez eroi după, cum să spun, oamenii din jur. E foarte periculos, adică te trădează foarte, foarte ușor. Sau cu atât mai mult să dau foarte mult din mine. Da? Să te trădează iar și mai rău. Și oricum, în cel de-al doilea roman, în Voldemar, voit, am pus prea multe scene din propria copilărie, care au fost ușor recunoscutibile de cei care mă cunoșteau. Erau poate că prea multe și nu le-am ascuns că erau din propria copilărie. Care a indus cumva unora părerea că este de fapt un fel de cripto, un roman cripto-autobiografic. Și nu este un roman cripto-autobiografic. Deși am ținut foarte mult ca pasaje dragi din propria copilărie să fie exprimate, să fie redate acolo. Nu știu dacă am fost suficient de credibil în tine. V-ați asigurat mai degrabă, da. Să nu vă dăm judecată din asta, să nu vă dăm. Și asta este, am înțeles. Da. Eu când am dat de Alexandra Colontai și Inesa Arman personajele romanului Atodurile, dar personalități istorice, am fost surprinsă să găsesc tocmai niște femei cu care mă puteam identifica la nivel de valori. Niște, mi se părea
erau mai degrabă niște feministe, nu știu, din Franța anilor 60-70, decât activiste din Rusia țaristă a sfârșitului de secolul XIX, când începe acțiunea din roman. Deci m-am identificat într-un fel cu ele din start, dar ceea ce m-a determinat să le explorez destinele în proză este tocmai faptul că aveam sentimente complicate față, amestecate față de ele, în măsura în care parte din ADN-ul meu, probabil ca majoritatea celor din sală, este și cumva filonul ăsta antisovietic, pentru că bunicii mei, străbunicii mei, părinții mei au povestit mereu despre represiile din epoca sovietică și despre partea întunecată a acelui regim. Și nu puteam să împac cumva istoria asta întunecată, cu care am crescut eu, cu sentimentul ăsta de afinitate pe care l-am simțit față de cele două personalități devenite personaje. Dar și tocmai din cauza acestor sentimente amestecate, mi s-a părut că că ăsta este terenul literaturii. Că nu vreau să scriu propagandă sau să decolorez prea în nuanțe prea pozitive sau în nuanțe întunecate, ci vreau să explorez tocmai tensiunea asta dintre partea întunecată a regimului pe care l-au construit inclusiv ele și partea luminoasă la care au visat. Ori asta mi-a fost mult mai ușor în romanul publicat care urmărește radicalizarea celor două femei, din femei burgheze cu familii în revoluționare underground. Acum scriu continuarea, acțiunea are loc în etapa în care ele se află deja la putere sau vin la putere în guvernul lui Lenin și inclusiv din cauza rezistenței mele față de Lenin ca personaj, mi se pare un tip odios, nu doar din istorie, dar și din scrisorile pe care le primite inclusiv personajelor sau personalităților Colontai și Arman, devenite personaje. Și acum am sentimente mult mai dificile în raport cu personajele mele și felul în care încerc să scap de, sau să rezolv chestia asta este că adaug o parte de eseu în care sunt mai mult eu, cea din secolul 21, și îmi explic toate aceste dileme pe care le am cu cele două personalități și și felul în care mi este greu să le spun povestea. Dar deja o să vedeți dacă îmi reușește sau nu mai departe. Sper să nu lasă vocea și de asta, cum ce spune la vas. Ai șampanie. Am și apă și șampanie, jurnile sper. Cu care era întrebarea? Cu ce personaje ne identificăm? Pot să spun cu ce încerc să nu mă identific. Încerc să mă identific cu personajele feminine pe care le construiesc într-un fel, pentru că ar fi imposibil într-un fel să mă identific cu ele. De aceea am tot timpul dubii la adresa acestor persoane dacă reușesc sau nu să le construiesc într-un mod credibil. Nu știu, femeie, se vede. Am câteva personaje feminine, niște voci pe care le-am creat în volumul de povestiri de la Polirom, în Fericire. Și a fost un pic de efort din partea mea să le construiesc. Am fost surprins în timp ce scriam că sunt în stare să le scriu. Asta chiar este o chestie pozitivă pe care mi-am oferit-o mie. Și mai am romanul, care romanul este construit în jurul unui singur personaj, practic un roman de personaj și este un personaj aparte, domnul Emilian Dumitrașcu. Și am făcut efortul foarte mari să nu fiu identificat cu Emilian Dumitrașcu. Asta am spus public ca să știe toată lumea că nu am nicio legătură cu personajul Emilian Dumitrașcu. Nu mă credem.
Nici în modul în care acționează, nici în modul în care gândește și nici cu discursurile lui destul de controversate, aș putea spune, sau controversabile. Spectaculoase. Spectaculoase și eu l-am construit ca un personaj care și are menire existențială doar în pagina unei cărți. Este un tip de om pe care, sincer să fiu, n-ar trebui să-l întâlnim pe stradă. E un mic monstruleț. Deci, și îmi place să cred că eu nu sunt un mic monstruleț, iar eu sunt întâlnibil pe stradă și vreau să rămân așa. Așa că astea sunt, să zicem, cele două persoane sau tipuri de persoane cu care nu aș vrea să mă identific. Bine, și sunt, exact cum a spus colegul, sunt diverse alte personaje pe care le construiești din părți, folosim părți din tine, folosind situații în care tu sau apropiații tăi ai fost expus de un scriitor, este în primul rând un analist al împrejurărilor, să spunem, și atunci observi și înregistrezi și atunci când scrii în reflex, sau poate chiar conștient, folosești. Și câteodată vocea personajului aplică propria ta voce. Dar nu sunt convins că un lucru este foarte bun. Adică poate să-i pune la un punct, dar eu, cel puțin, îmi propun că atunci când construiesc un personaj, să-l construiesc, să fie o chestiune externă mie. Și atunci am senzația, dacă reușesc, dacă mi se pare că am reușit, am senzația că am făcut treaba mine până la cap. Cristi, nu mai scăpare. Eu vreau să ajung destul de bătrân cât să scriu despre mine și să termin prostiile, dar încă nu. Rar sunt prea tânăr și știți. Schimbă identific cu toate personajele, n-am nicio problemă. Scriu să-i complet schizofrenic, n-am nicio problemă. Dar la unul la altul n-am nicio problemă, nu. Eu trăiesc viețile tuturor, le inventez acolo, mă cer cu mine în cap, mă iau la mișto singur, adică eu nu am tentația asta exterior de acelui, la domne, l-am luat pe vecinul și l-am făcut personaj. Nu. E mai complicat. E totul despre tine. Nu e despre mine, e despre niște, să le zic așa, dar nu e fotbal. E, acum, se termină cu frate, ok. Cu frate la țară, în fotbal. Tocmai s-a terminat. Ce dinios. Ideea este că... Cum? Și-am 9 încerc. Da, la 11 se termină și mai. Sper că nu. Hai. Sunt oricare, poate e egal. Deci ideea este că eu plec de la niște teme foarte teoretice pe care le fac personaje. Asta e toată schema. Am diverse procedee. De exemplu, când scriu dialogurile, eu nu le scriu dialogul. Niciodată în viața mea n-am scris un dialog. Eu scriu ceva continuu și după aceea desfac în dialog. Bun. Și de-aia pare așa de cursiv. Pentru că a fost scris cursiv. Niciun secret acolo. Serios. Da? Eu mă văd așa, deci am... Neavând un job și în felul ăsta o iei gazna încet, încet, eu sunt un mic regizor acolo la laptop și mai și vorbesc cu ei. Nu e bine, bă, tu nu pleci, te mai explic așa, am un carnețel, mai tari. Dar în esență nu există niciun personaj, sunt eu în diverse ipostaze care pot fi de toate felurile. E prea manipulată atmosfera, că vă spun în care feluri. Dar nu să vă spun. Ca să fim sinceri, toți până la capăt, aș vrea mult să-l cunosc pe scriitorul ăla de priceput când să iasă altcineva, dar n-am reușit până acum. Am câțiva pe care îi bănuiesc, dar nu. Au ratat-o câteva ori, rău. Și tot ei erau acolo. Și atunci mai bine o luăm pe calea asta bătătorită. Nu, domne, dar știi, sunt cu capăt. De asta scriu, că n-am altă spație. Mă rog, scriu în România, deja. Psihiatrie. Da, psihiatrie. Aici căutam pe oameni și... Personaje. Ce e, domne, personaje? Păi două romane scriu. Scrie clar.
spun așa, avem un roman, că toți suntem la o seară de literatură, construit la mare fentă. Nu. Avem un roman muncit, nu e... Nu m-a luat niciun demon de cap să-l scriu. Nu, 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 pe ăla l-am construit. E așa, literă cu literă a făcut. Nu. Ăla e un roman care să meargă. Și a mers. Mariul meu a ținut. Nu. Nu puteai să scrii romanul ăla așa la întâmplare. Ne apucăm și ne iese. Ne. Sunt multe. Prea multe procedee puse în el. Da, e și durată. Dar cu personajele să ne întoarcem, aștept așa, unul, bătrânețea, oară până și ai doi de ani, că atunci ne-au primit. Dar bătrânețea, când scriu doar despre mine și îi las pe celălalt să se odihnească pe acolo. Și pe scriitorul care chiar scrie despre celălalt, eu chiar vreau să o văd pe asta. Dacă iese, eu, domnule gata, ne-au zis. Acum, pentru că ei au povestit, de fapt, au răspuns la tema cum își aleg personajele, sau aici, despre asta ar trebui să vorbim astăzi. Eu aveam câte o întrebare pentru fiecare și Cristian Culaș spune că Ioșca este un roman construit și vreau să-l întreb dacă celelalte două, primele două, sunt mai puțin construite. Și dacă stratificarea textului cu fragmentele acelea care încep cu literă mică, nu? Și care predau o altă stare, cumva. Și acele momente foarte, foarte credibile ale personajului C2, se numește, mi se pare că eu am căutat în primul roman Pâșii de rușine. De rușine, am căutat insistent cum o fi cheamă pe ăsta. Dar acolo este un moment când vin și spune ce, și apoi ce doi, și apoi cineva, când se adune tot și e, și am dedus că ăsta probabil ar putea spunească ce doi. Pentru că era cineva cu numele ce și altcineva cu numele ce și asta o fi. În fine. E deja construcția cititorului și cititorul are drept să construiască, nu așa? Întrebarea este cum de ți-a reușit să construiești niște scenele Sevrajului, mai cu seama a doua. Extraordinar. Eu am mai citit la Chenade Postorache, este el aici, un fragment de același gen. Și am fost marcat. Cum? Aici cea mai simplă întrebare. Mă pricep foarte bine la Sevrajul. Sunt specialist în Sevrajul. Mi-am trăit 10 ani în Sevrajul. Nu umblăm cu, adică, dacă vrei lecții de Sevrajul. Motiv pentru care azi nu vei. Da. De 14 ani nu prea ori. Deja am obărânit călzurile. Mă pricep pentru că am trecut prin, cum spuneam eu, un soi de autoficțiune, fără personaje reale, ce-i drept, dar e viața mea, bucățele și Sevrajul ăla e, dacă nu-l treci, n-ai cum să-l scrii. Asta am dedus. Pe de altă parte, mai există și niște teorii pe care, na, lumea asta de educată nimeni nu le citește, dar sunt citind la titluri de astea și autorii. Știu niște lucruri foarte clare. Delirul, de exemplu, e o stare discursului extrem de organizată. Extrem. E o altă personalitate, delirul. Și e la fel de organizată ca a noastră. Dacă te bate cumva Dumnezeu ca scriitor și începi să frângi discursul ăla, l-ai greșit. Aici e. Sunt niște chestiuni care țin de psihiatrie. Foarte, foarte clare. Și m-am folosit de tot ce știam despre chestia asta și l-am construit. A durat foarte mult, de fapt, să-l construiesc, pentru că nu ieșea, nu era credibil. Și a trebuit să-l atenuez de foarte multe ori, până când s-a dus undeva într-o zonă plată și continuă, așa, unde chiar funcționează. Era mult mai agitat inițial. Cât despre C2, scena aia e cât se poate de rea. Deci toată prostia din scena aia și tot hazul s-au întâmplat. Deci era o ședință din asta de terapie, sunt cerc. Și noi eram boii care vorbeam și fiecare cât din ăla și ce literă mai era, încă un bou.
Patagonia, Japonia, Moldova și Statele Unite și ar vorbi fiecare de cățelul lui de acasă și ai o ședință de terapie. Doar că unul are șarpe și... Deci, nu poți să te înțelegi. Terapia aia de grup e cel mai cretin lucru inventat vreodată. Am vrut să o pun într-o carte. Pur și simplu așa, așa s-au desfășurat și eu am petrecut multă vreme în ședințe din alea și nu puteam. Deci, dar tu ai până, n-ai șarca acasă. Încă. Iau și șarca. Da, dar nu te-ați practicat, mai ales că văd foarte mult. Eu nu știu care nu consumam foarte mult. Că nu scenele astea, bag cu... Ca, nu știu, în chestie. Mai zi. Mai zi. Și plus că să știi că, de fapt, virgulă, câinele meu are o... Nu, mai zi. E așa măcar oameni, nu mai vorbim. Ideea este că scena e reală și multe scene de acolo sunt reale, doar că par atât de idioate încât par literatură, dar ele sunt confiate de realitate. Nu par literatură. N-a văzut realitate. Vorbeam de literatură acolo. Practic, ce nu se poate face e să descrii flecma cu care vorbesc tot oamenii într-o ședință. Nu poți să descrii plictisul ăla monstruos cu care răspund la întrebări. Nimeni nu vrea să fie acolo. Asta era cu... Cred că am răspuns, nu știu. Da, mulțumesc. Să-l întreb pe Oleg Serebrean în legătură cu modul și locul și de unde își alege personajele, întrucât romanele lui și a lui Cristian Pulaș sunt legate, primele două, eu nu știu dacă și al treilea. Și al treilea vine cumva prin zona aceea. Nu pot să spun, eu n-am citit. Pentru că nu l-am găsit. Al doilea? Nu, al treilea. Iar Oleg Serebrean scrie, de fapt, o saga sau un fel de ciclu de romane și ele au legătură. Eu sunt primită cum de nu încurcă personajele, sunt atât de multe și acum de păstrează liniile acestea, pentru că totuși este o construcție. Și eu când le spun și studenților mei, spun, Izabela, știți romanul ăsta? Romanul acesta este în capul unui om. Acești cinci autori care stau în față au în capul lor foarte multă construcție de lume. Pentru că așa este, de fapt. E adevărat că se găsesc niște cititori și decriptează literele cele pe care le-a scris într-o carte și reconstruiesc totul. Știți bine că romanele fiecărui cititor diferă de romanele voastre pe care le-a scris voi. Da. Și îl întreb acum pe Oleg Serebrean, bună oară, de ce pentru romanul al doilea nu a ales ca personaj principal pe Laura? Sau pe ei? De ce Voldemar? Da, surprins de întrebare, sigur. Nu era intenția să scriu un roman despre Laura, aveam intenția odată și sper să ajung la locul să scriu un roman despre Iuliana. Despre Iuliana. Da. Care mi se pare... Da, era când autorii sunt fascinați de proprii eroi, dar... Iuliana e un caz clinic și crescând într-o familie de medic. Sigur, am fost pasionat de foarte... de mic, de cazuri clinice. Cazuri clinice anume, cum să spun așa, o combinație și psihiatrică. Și ea este. De Voldemar avem nevoie și, de fapt, am fost întrebat de ce ordinea cronologică este atât de încălcită, pentru că întâi e un roman din anii 44, după asta din 1976, după asta din unul din primul război mondial, adică se întoarce ca și cum în timp. Sigur că construcția era voită, iar Voldemar intervine ca cumva o necesitate, pentru că aveam nevoie de un narator, de un co-narator. Și cel mai potrivit co-narator pentru, pe contrasens, era el, nu putea fi Laura. Mă rog, ca și afinitate, dacă vreți, între cei doi. Ei sunt cam trei acolo. Afinitate. Iuliana, Voldemar, Alex. Nu vorbesc de pe contrasens. Și Iuliana nu avea căderea, să zic așa, din perspectiva ei să vorbească despre Alex în interiorul ăsta. Da, asta ar fi legat.
Dar în felul ăsta în care, adică? Profiți? Mirianu nu avea precădere să vorbească despre Alex în felul ăsta. Da. În care, adică? Deschideți paranteza. Nu, așa cum este construit pe contrasens, în felul în care este construit pe contrasens, Iuliana nu avea cum. Deci nu avea inteligența necesară, da. Nu avea structura psihologică necesară și, să spun, gabaritul intelectual, dacă okay. vreți. Da? Pentru ea, figura unchiului era probabil ceva foarte blurat, dacă ceea ce se vedea în fotografie. Nici nu avea. N-am... Cred că, spun ca autor, cred că nici nu prea știa bine despre unchiul ei, și nu era pasionată, nu prea pasionată de ei. Okay. Mulți autori au acest obicei de a, să zicem așa, migra personajele dintr-un roman în altul. Spre exemplu, asta vedem la Faulkner, asta am întâlnit și la Joyce, îl întâlnim pe Stephen Dedalus în Ulise, dar și Portretul artistului, vedem asta și la Liotta, cu Intima, și Intima se regăsește și în alte romane de-a lui. La fel, o întâlnire de fotul Martei Skaborski, o Irina din Cântecul Mării. Și mai sunt personaje care se regăsesc în Cântecul Mării după o anumită perioadă de timp. Vreau să vă întreb dacă de ce e atât de grea despărțirea de anumite personaje sau de ce este nevoie ca să le treceți dintr-un roman în altul. Aș dori să, nu știu, să deveniți scriitorul sau povestitorul cu memorie perfectă, cumva ei au în sine o memorie dintr-un roman și o trec în altul, sau care ar fi explicația? Nu numai că sunt eroi care se regăsesc, sunt pasaje care se regăsesc dacă sus. Sunt uneori în Cântecul Mării pasajul ultima întâlnire a Martei cu Alex pe Schlossteich în Königsberg este și în Cântecul Mării, este și în, pe contrasens. În primul roman este din perspectiva Martei, în al doilea roman este exact aceeași întâlnire din perspectiva lui Alex. Deci este cumva un joc în oglindă, da? Da? Și se întâlnește în foarte multe locuri, și în Voldemar, și în... E, mă rog, dacă vreți un procedeu literar de a reda aceleași lucruri, aceleași întâmplări, din punctul de vedere a diferitor eroi, în perioade diferite. Deci cumva și trecute și prin filtrul, timpului. Luați-o ca pe un capriciu al autorului. Nu sunt doar aceștia autorii pe care ați numit dumneavoastră, care lucrează mai mult sau mai puțin cu eroi deja folosiți. Bazat, una oară, își trece unii și aceiași eroi prin foarte multe, romane și sunt mulți alții. Era un procedeu de mai ales întâlnit în secolul XIX, mai puțin în secolul XX. Poate că sunt obsolet ca stil, dar da. Am avut anumite motive când erau și eroi familiari, cumva. Și asta tot e un procedeu interesant, după mine, să aprofundezi psihologia, imaginea unui erou, trecându-l dintr-o carte în alta și poate dându-și o altă perspectivă, punându-l într-o altă lumină, pentru că Amanda Iosif din Cântecul Mării nu mai este aceeași Amanda Iosif în Voldemar. Arată altfel, îmbătrânită. Da, înțelegeți. Mulțumesc. Am mai discutat cu Paula anterior, am mai făcut cu ea un interviu și Paula zicea că cercetând biografiile Alexandrei Kolontai și ale Inesei Armand, i s-a părut că a dat peste o comară niște personaje în căutarea unei autoare. Și mă întrebam de ce crezi că aceste personaje erau în căutarea unei autoare, dacă ele se simțeau cumva nedreptățite sau care a fost rolul tău de a scrie povestea lor. Vorbeam mai devreme cu Ștefan, elev de la liceul Spiro Haret, despre faptul că figurile astea istorice nu sunt cunoscute. Că atunci când învățăm istoria, și eu am învățat-o și la facultate, nu doar la școală, și continuu, mă rog, să citesc cărți de istorie, adesea vorbim mai degrabă despre bărbații Revoluției Ruse decât
și asta a fost cumva tema care m-a adus la aceste personaje. Și inițial am scris un eseu pentru publicația de limba engleză de idei Ion. Și dar în care le-am analizat ideile și politicile. Cumva era o analiză a activităților profesionale, a faptului că ele au fost personaje cheie, personalități cheie în a face URSS prima țară din lume care a legalizat avortul. Ele au promovat au deschis grădinițe în fabrici, în uzine, încă la începutul secolului 20 și uite, astăzi în Marea Britanie, de exemplu, nu există grădinițe de stat cum există la noi. Adică moștenirea lor o simțim și astăzi în Republica Moldova și în spațiul post-sovietic. Și, mă rog, în țările în care fostului bloc socialist. Deci, inițial am început de la activitatea lor profesională. În momentul în care mi-am zis că sunt personaje în căutarea unei autoare, a fost când am început să le studiez și viețile private. Mi s-a părut foarte neașteptat să găsesc niște femei la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20, care să aibă iubiți cu 10, 15, 20 de ani mai tineri decât ele. Cumva abia astăzi Macron are o soție mult mai în vârstă și parcă suntem ok cu asta, dar parcă nu, parcă lăsurăm cu Maia Sandu, Valentina Nafornița cu alte care sunt personalități de vârstă cu el și e în continuare cumva o chestie nerezolvată. E mai frecventă, dar nu mare altul mai prost, dar ideea asta de diferență de vârstă dintre femei și bărbați. Și mi s-au părut neobișnuite ideile lor despre libertate sexuală, pentru că a generat discuții. Chestiunea nerezolvată. Deci dacă ziceam eu asta, devenam celebru pe Facebook. Vă rog să nu scrieți asta pe Facebook, să nu scandal matematic. E un live stream. Da, asta a fost momentul în care viețile lor private m-au fascinat. Faptul că Ines Armand și-a lăsat soțul pentru cumnatul ei cu mult mai tânăr decât ea, cu peste 10 ani mai tânăr decât ea, care era student în acea perioadă, după aia și-a zis bunură ea despre Lenin, da, Lenin fiind însurat cu Nadejda Krupski, am zis, wow! Monumentală, ca nefericire. Da, este un personaj de tragedie antigreacă. Da. E un personaj de un alt roman. De un alt roman. Dar eu să știi că mă întrebam de ce tu nu ai ales ca personaj pe Nadejda Krupskaya, chiar când citeam cartea ta, după ce am citit-o, mi se părea, nu știu, un personaj destul de interesant și chiar sunt curioasă de ce nu ai scris-o. Da, pentru că atunci când l-am găsit pe Colontai și pe Armand, m-au interesat ideile lor despre dragoste liberă. Mă rog, de fapt, nu erau, știi, nu erau pentru poliamoria de care se practică azi tot mai mult, nu știu, în alte părți. Bă, da, erau până un moment. Deci au îndrăgostit. Da, mă rog, dar asta poți să spui și cum, știi, și-au înșelat partenerii. Ele erau mai degrabă pentru o monogamie în serie, ceea ce se practică azi la nivel mainstream, adică majoritatea dintre noi nu sunt cu o singură persoană toată viața, ci cu mai multe persoane pe rând. În timp ce Nadejda Krupskaya este personajul tragic, moral, despre care nu există zvonuri, că ar fi fost interesantă de... Mai există, că ar fi fost interesată inclusiv de Ines Armand. Oh!
personaje au suficient material să-ți dea câteva romane. De ce ai ales să le pui pe ambele într-un roman? De fapt, pentru că mie mi-a lăsat așa o senzație că eu ca și cum am fost într-o barcă la... și acolo este foarte, foarte mult, dar eu n-am văzut asta. Adică ai avut senzația că este mult mai mult decât... Da. Mm-hmm. Ok, urmează după urmă doi, să-mi spui. Dar articolul pe care l-am scris, eseul inițial, mai includea o figură pe Lilia Brick. Actriță, model, amanta sau iubita lui Maiakovski, care era pentru poliamorie. Deci ea era mai radicală, era mai din boiemă, respectiv își putea permite. Exact, da, ea avea doi soți, da. Locuiau împreună. Deci era poliandrie, chiar. Da, și inițial aveam ambiții din asta, să îmi bag vreo 5 femei ale Revoluției Ruse sau... Dar după aia mi-a zis că nu pot duci chiar atâtea destine în hățuri și am tot redus, dar nu mi-a dat în cap să mă concentrez doar pe unul. Când mi s-au părut atât de asemănătoare destinele lui Colontai și lui Armand și mi s-a părut că asta spune ceva și despre epoca în care trăiau. Și din cauza asta am vrut să le explorez împreună, pentru că noi, dacă scriam despre una, cred că putea să fie mai evident o idee falsă, că ele ar fost excepționale, ori ca ele mai erau multe altele și mi s-a părut mai interesant să explorez cumva asemănările. Dar nu vreau să mă încălitez discuția. Să-l întreb pe George. Și toate zilele de azi, frumoasă răsucire asta, m-am tot gândit, și toate zilele de azi. Vedeți, nu? Și cu trei puncte în față. Personajul acesta, Emilian, este un tip, probabil este exponențial pentru societatea lumea în care trăim, care nu poate intra în niciun sistem, se prinde în niciun sistem. De ce ai ales acest personaj? Putea să fie orice altceva. Și în legătură cu personajul feminin. Nu, întrebări. În legătură cu personajul feminin. Mi-a părut curioasă mărturisirea că nu poți să te transpui în un personaj feminin. Și mi-am amintit de un roman a unui scriitor din altă generație, e vorba de Puparul sau Ionii Crăciun, în care, în nota auctoris, vorbește despre felul cum trupul de bărbat se transformă, se reabsoarbe și cum se naște femeie. Este o chestie frumoasă acolo. E un roman textualist, nu doar textualist. Și întrebarea ar fi, pentru că plădesc pentru emoții, literatura trebuie să emoționeze neapărat, ai spus în poezie, nu? Eu subscriu. Eu cred că literatura, fie poezie, proză, nu contează, în primul rând trebuie să emoționeze. Și personajele feminine trebuie să emoționeze. Și atunci trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie să transpun pe un cutor. Deci, prima. De ce acest personaj? De ce, Emilia? Toată ideea că ți a plecat de la o idee de-a mea, de la o întrebare, de fapt. Senzația aceea pe care, care cred că toată lumea la un moment dat a avut-o în viață, când vrea să trântească într-o conversație un adevăr pe care îl simți și pe care nu poate să-l vorbească datorită convențiilor sociale cu care toți trăim. Și e bine așa, pentru că în viața reală oamenii trebuie să respecte unii pe alții. Plecând de la ideea asta, m-a trezit așa, dintr-o veselie, cum ar fi să existe, totuși, un personaj care să poată să facă chestiunile astea, să spună adevărul pe care, practic, să spună ce-i trezește prin cap, cu un sens al lui acolo, și cum ar putea el să fie, ca om, astfel încât
să, bine, să nu fie omorât, să nu fie răscut, da, de ceilalți. Să fie nu acceptat, pentru că nu are cum să fie acceptat, dar să poată fi, să fie poziționat social într-un, într-un loc care să-i permită această, această, nu știu, acest tip de discurs. De-aia l-am construit așa, în afara societății. E un rebut al societății, Emilian. El nu se poate încadra, este neîncadrabil și își dorește să fie cumva neîncadrabil, neîncorsetat cu societatea, pentru că altfel n-ar putea să facă uz de stil, de stilul lui, extracritic și cinic la adresa societății. E, e practic, să spunem, o convenție a mea, o alegere prin care am vrut să, să critic societatea din, din jurul nostru, societatea din zilele de azi, folosindu-mă de o voce care să-și permită să facă asta. Și el își asumă marginalizarea. Nu o caută neapărat, dar nu-l deranjează foarte mult. Deși în urmă interior este puțin de pusolat, își dă seama la un moment dat că are nevoie de o direcție. De unde și finalul, care este mai spre împlinirea lui ca om. Dar în același timp, dacă mergem spre final, și el ca personaj, ca personalitate, ca psihologie, începe să fie puțin diferit. Emilian, despre finalul cărții, e complet, nu chiar complet, dar unde a ajuns de diferit de, de prima parte. Pentru că începe ușor, ușor acolo la țară, unde își găsește el un rost, tot în stilul lui nebunesc de-a fi, își găsește un rost, își mai schimbă vocea și pe măsură ce se integrează cât de cât, începe să-și piardă din cinism, din răutate și din, și din spiritul critic. Dar am vrut cumva să-l salvez. Mi-am dorit să-l salvez și m-am gândit că salvarea lui trebuie să vină prin, prin iubire, prin îndrăgostire, prin relația cu o femeie. De unde și... Și de personajul feminin. Da, și personajul feminin. Personajele din, din roman, feminine sau masculine, în afara lui Emilian, sunt, nu sunt personaje cu adevărat. Sunt niște personaje ciuntite, sunt foarte schematice, pentru că nu este despre ele, ele nu sunt evidențe. Ele sunt, de fapt, o reflexie, o reflectare a privirii lui Emilianu. Da, deci, practic, Emilian vede, analizează și spune cititorului ce vede și analizează. Deci ele sunt personaje cumva la mâna a doua, să spun așa. Nu au lumina reflectoare. De aceea mi-a fost ușor să le conțeleg. N-a trebuit să mă transpun într-o voce feminină în roman, pentru că Emilian oricum tăia din start orice idee de, de femeie. Stilul lui era și este destul de misogin. Aici e discutabil. Misoginismul lui vine, cred că, dintr-un complex. De fapt, el nu înțelege cu adevărat femeia și ne e frică de ceea ce nu înțelegem și reacționăm agresiv într-un fel. El e, să spun, prost de gură. Așa. Dar el seamănă ca idee foarte mult cu personajul principal din Zapiski Spatolia. Se merge strana lui Dostoievski, da. Tu ai citit cartea asta? Am citit-o foarte mult. Tipajul este foarte asemă. Povestea e foarte diferită, ta e o comedie. Eu cunosc că am râs o comedie, nu am citit-o ca crezând ca tâmpita. Pe Dostoievski la un moment îi încântă și după asta îl duci foarte, din mai greu în mai greu. Dostoievski nu scrie comedie. Dar tău e așa... Distractiv cu omul. Am citit desenul în dar foarte de mult prin anul de facultate și nu, eu nu am făcut o legătură. Dar acum pot să spun, mă bucur ce spui din un alt punct de vedere. S-a scris, ce s-a scris despre Emilian, cred că fiecare a găsit în Emilian un corespondent în literatura universală. Asta pentru mine e foarte interesant și mulțumitor în același timp. Pe coperta a patra este comparat cu Ignațiu Dragi din Conjurația Nimicilor. Pentru că are un anumit tip de, de discurs la început cu, cu cel de acolo, cinismul acela și a fost comparat cu Jveic, da, prin părțile lui naive, care și-o mai invitate ciudată, că la un moment dat te gândești cum poate să fie așa. A fost
cu un personaj al, al Caragiale. Vine din diverse zone și e un personaj complex, sau așa sper eu că am reușit să-l creez, și dă senzația că s-a mai găsit pe aici pe acolo. Și, de fapt, e un cinic, da? Și cu Diogene a fost comparat, cu Diogene cinic. E un cinic și seamănă foarte mult cu orice personaj cinic. Da? În momentul în care e un personaj cinic, cinicul acționează cam la fel. Răutatea aceea care generează umor prin, prin faptul că strâmbește în față ceea ce nu vrei să auzi, dar e foarte conștient de ce spune, e o trăsătură generală. Și atunci se găsesc, se găsesc similarități cu alții. Bun. Eu sper doar că problematica lui este actuală. De fapt, asta am vrut să fac. E un personaj care activează într-o lume care nu este la îndemână. Și l-am adus în contemporanitate. Nu știu, poate trec și la doamne, pare că nu. Da. Dar foarte pe scurt. Nu reușesc să mă transpun. Asta este o mică, nu știu, o problemă. E un pariu al meu. Nu reușesc să intru cu adevărat în, în, să fac o chestiune introspectivă în mintea unei femei, așa cum ar face o femeie, da? În mintea unei femei. Tot timpul va fi la a doua mână. Chiar dacă ne dedublăm într-un fel, chiar dacă vocea respectivă îmi sună mie în minte ca fiind adevărată, în spate undeva îmi dau seama că poate să fie o mică falsitate. Și atunci trebuie să folosesc procedee stilistice de autor prin care s-a îngrijit să păstreze o anumită distanță, să intervină și vocea autorială un pic și să echilibreze lucrurile, să abordez discursul feminin într-o perspectivă și un pic obiectivă și nu atât de subiectivă pe cât poate aș vrea să o fac sau pe cât aș, pot să o fac într-o perspectivă masculină. Acum, colega mea, moderatoare, este prozatoare și este romancieră și a debutat cu un roman, Orașul Promis, în 2019. Și are un personaj foarte interesant, Lilian. Ar fi nefiresc să nu-i adresez și eu întrebare ca prozatoare, pentru că totuși sunt romanciere aici. Ileana ta. Are oare vreo legătură cu Armand și Colombia? Credeam cu vreo legătură cu ea. Cu ea, nu. Așa așteptam și eu. Asta e întrebarea mea, dacă poți să le convinc. Dacă are vreo legătură cu... Nu, nu are nicio legătură cu Armand și Colombia. Dar, într-o oarecare măsură, are legătură cu mine, că este parțial... parțial, așa, dar foarte puțin autobiografic, dar foarte des mă confrunt cu chestia asta că Ileana este proiectată practic pe mine, chiar săptămâna trecută o colegă m-a întrebat dacă poate să găsească romanul undeva și am zis că nu, în Chișinău nu este, nu îl poți găsi, dar dacă tare vrei poți să-ți trimit PDF-ul. I-am trimis, l-a citit. Uite, acum se găsește acum, da, la librăria din centru, 10 exemplare. Și după care l-a citit și cumva vorbisem cu ea într-o zi și i-am spune că uite, am citit cartea ta și vreau să te întreb ceva, dar tare mă tem ca să nu-ți stric dispoziția și a început să-și ceară scuze. Și eu zic, de ce să-ți stric dispoziția de cartea mea? Deci, cumva, nu știu, este perceput așa ca o carte pur despre mine. Deși Ileana este un personaj ficțional și nu este inspirat din vreo biografie sau din altceva. De ce întrebare? Dar eu am întrebat dacă este legătură. Mi se pare că ele prin atitudine se asemenea. Cu atitudinile feministe. În general, Orașul Promis este un roman în care nu apar bărbați. Este un roman în care apar doar femei. Și am făcut chestia asta conștient. La un moment dat apărea un bărbat care venea la final, dar a fost ideea soțului meu când a citit cartea și el mi-a zis că să topesc acel personaj.
personaj într-o temeie, că va fi mai bine. Sacrificat. Da, l-am sacrificat. Și a fost un rost, probabil, în chestia asta, pentru că Orașul Promis este o carte nu doar despre un copil care este în fața, nu știu, este fragil în fața unei pierderi, dar este și despre o perioadă pe care eu o văd ca o perioadă din copilăria noastră, o perioadă a părinților noștri, prin care ei au trecut cu, nu știu, foarte, foarte mult greu și o perioadă în care femeile și-au asumat foarte multe lucruri, în care femeile practic și-au luat pe umerii lor și responsabilitățile bărbaților și practic toate, nu știu, prietenele mele sau cunoștințele sau mediul în care eu am crescut, vedeam lucrul acesta, cum se întâmplă. Și asta eu cumva am vrut să las să se înțeleagă și în cartea mea și de asta am topit venirea acelui bărbat în venirea unei femei. Înțeles. Ce șanse le dai bărbaților? Personajul, Paula, pe tine te întreb. Totuși, ce șanse le dai personajelor masculine în acest roman al tău? Dar le dau cele mai mari șanse. Alexandru, soțul Inesei, este de fapt un fel de prinț Mușchin. El e personajul cel mai pozitiv din carte, pentru că el, în pofida durerii extraordinare pe care o produce Inesa înșelându-l cu fratele lui, rămâne alături de ea toată viața și o susține și mai departe. Pentru mine e un personaj fascinant și a fost important pentru mine ca în procesul scrierii despre două propagandiste să nu fac propagandă, ci să încerc să mă apropii cât mai mult de complexitatea vieții. Da, să vă întorc întrebarea, doamna Șlechtischi. Aveți două dintre versurile mele favorite din poezia dumneavoastră sunt, acum nu o să le citez cu exactitate totală, dar cred că știți deja la ce mă refer. Da, m-am inversat. Noapte de noapte fac dragoste cu toate personajele mele. Cine sunt aceste personaje? Fie cu cel din umbră, fie cu cel... No, nu, lăsați umbră. Continuați acum. Cel din text, subtext, supratext, așa mai departe, arhitext. Eu cred că... Acum, fiecare dintre dumneavoastră a trăit starea asta. Toți care sunteți aici, a trăit această stare, pentru că asta se întâmplă în timpul creației. Noi nici nu suntem conștienți cum se produc aceste conexiuni. Simplu, e o altă poetică acolo. Și nu mă deranjează deloc. În acele zile și nopți și zile și nopți, fac dragoste cu toate personajele mele. Și după text. Am răspuns? Cine-i primul? Nu sunt personaj concret acolo pentru că voi vreți să arăt cu de nu este un personaj concret, este o stare a omului care scrie. Eu nu știu dacă ați avut această stare. E un fel de tremur așa în capul tău când îți dai seama de acest moment. Îți dai seama de acest moment. Cum în imaginarul nostru, în momentul când se scrie textul, se ai așa un mic moment când îți dai seama cam cum se unesc lucrurile. Nu știu, eu am avut această stare. Poate că nu sunt normală. Dar dacă voi n-ați avut... Sunt de acord. Eu am avut să vezi. Da. În special cu Emilian, dar n-aș nu ca dragostea aie, dar nu-i vorba de asta. La mine a fost mai degrabă căutăm să mă debarasez de vocea lui Emilian din capul meu, care la un moment dat chiar mă acaparase și, da, era acolo... Deducționată de asta în timp scrierii cum? Scuze? Ziceai acum că te acaparase Emilian și vocea lui. Da, adică și în afară. Cât ai scris la romanul ăsta? Unde ați cum funcționai? Păi asta e problema, că la un moment dat ajunsesem să-l iau cu Emilian pe mine și în afară cărții și să le vin un mic Emilian în jurul cerului meu de prieteni,
Soția mea, știind că scriu și ea era curent, încerca să ajute. Și când eu deraiam, ea zicea așa, stați un pic, nu e el, este Emilian. Nu știau cine este Emilian. Și eu ziceam la el niciodată așa. Da, dar îmi vedeau cu milă și... Și atunci eu ziceam, spășit, îmi pare rău, e o voce în capul meu de care nu pot acum să... Asta cu milă e bună, vine nouă în bord. Da. Și chiar a fost un moment în care eram la restaurant cu niște prieteni. Și a început Emilian să mă vorbească și am lăsat mâncarea nemâncată, am plecat acasă, eram aproape de casă, am lăsat-o pe soție să continue și a trebuit să îi scriu omului treaba, pentru că mă bântuia. Da. Și de asta spunea mine a fost mai degrabă invers. Am vrut să divorțez. Sau pe de noapte căutat să recunosc. Dar pe aceeași idee. Da, da. Se poate spune. Domnul Serebrean a avut am înțeles că da. Da, dar e firesc, adică e... Da. Dar cineva a avut curajul și obrăznicia să formuleze text în starea asta. Mi se pare curios ce spunea dinaori despre personajele feminine, că, mă rog, e, ai o problemă ale crea. Mă gândesc că, totuși, cele mai extraordinare personaje feminine din literatură au fost create de bărbați, sunt de feminine. Da, adică nu e așa Ana Karenina a lui Tolstoi, efibrista lui Teodor Fontane sau Emma Bovary a lui, și nu spunea Flaubert că Madame Bovary se moa. Așa îi plăcea lui, dar dacă ar fi scris Emma Bovary despre Flaubert, oare cum era? Băi, era tot așa. Ema Bovary despre Ema Bovary, cum era? Da, da, da. Aici, și aici e diferent. Niciodată un autor, cu de fel, un autor nu știe dacă ce a construit el este îndeajuns de credibil pentru un cititor femeie. Nu poate decât să spere sau să găsească convenții prin care să iasă onorabil din înțelegere cu el. Și aici e tot tipul un pariu, dar e un pariu frumos. E ceva ce eu cred că funcționează, pentru că e o provocare. Și nu ne oprim. Da. Eu cred că nu personajele feminine sunt cele mai complicate. Cred că personajele copii sunt cele mai complicate. Asta este un element interesant, un aspect interesant al scriitorului. Să rămână copil până la urmă. Să se poată juca. Pentru că ce este literatura și scrisul? E un joc. În principiu noi ne jucăm. Creăm lumi. Ce fac copiii? De fapt, copiii de la 3 ani, dacă ne uităm, ei construiesc orașe, castele și imaginează lumi. Majoritatea pierd această abilitate. Da. Se joacă altfel. Cred că fac politică, fac și. Se joacă prea mult. Dar scriitorul se joacă, de fapt. Face destine, creează lumi. E un mic, e un fel de creator. Noi creăm lumi. Lumile pe care nu le-am trăit, pe care am vrea să le trăim. Sau invers, de care le temem, pe care n-am vrea să le trăim. Și asta este tot un fel de catarsis al scriitorului. Pentru că uneori, fricile noastre, dacă nu psihologia literaturii, care este psihologia scrisului, nu e adevărat că se redăm doar ce avem în jurul nostru. Este și un fel de eliberare de lucruri de care ne temem, de lucruri de care le-am de lucruri pe care le-am văzut să sunt foarte, foarte multe. Dar ce mai important este jocul. O carte splendidă, oarecum uitată, al lui Johann Huizinga, de Homo Ludens, în care, de altfel, abordează și această temă a scrisului, scrisă în anii 30 încă cartea, de ce scriu scriitorii, de fapt, și de ce citesc oamenii. Scriitorii au un fel de a se juca, trăind alte lumi și cititorul alte are un alt fel de a se juca. Pentru că, legat de eroi și iarăși, că a venit o voce care, mă rog, ne-a distras în realitate, ne-a furat, ne-a dus pe altă undă. Poate că tocmai de asta eu am preferat întotdeauna să scriu în totală izolare. Absolut singur. Și pentru multă vreme. Adică ceea ce am scris întotdeauna plecând undeva, pentru că câteva lucruri ne influențează foarte mult scrisul. Cel puțin la mine asta se întâmplă.
ce citesc, de asta nu citesc nimic întregată când scriu. Pentru că involuntar te pliezi, te poți plia pe stil, pe cuvinte, pe formulări, foarte periculos pentru un, foarte periculos pentru un scriitor. Te poate influența într-un anumit fel. Locul, am mai spus asta, locul te influențează foarte mult. Și am observat Cântecul Mării este un roman foarte eclectic, cumva, pentru că a fost scris în multe locuri, în diferite locuri. Și locurile sunt recognoscibile, adică scrise în Bucovina, sau scrise la Iauta, sau scrise la Nisa, în diferite locuri în care mă aflu. Contrasensul este un roman foarte unitar, pentru că a fost scris aproape în același loc. Da, mai mult sau mai puțin în același loc. Și asta se vede. Și prezența altor oameni, alți oameni te distrag, de asemenea, pe mine mă întotdeauna prezența altor oameni m-a împiedicat să scriu. Locul în care a fost scris pe contrasensul era un loc, era o casă, la care cea mai apropiată casă era la alți 5 km. Era doar Marea Dunele și, da, Marea Nordului, care are lumina aparte, care probabil că se reflectă cumva și în text. Dar eu am fost foarte sensibil și sunt foarte sensibil în texte la locul în care scriu. Și cred că, într-un fel sau altul, toți scriu. Vreau ceea ce spunea Ciocă spunea, scriu acolo unde miroase a mine. Eu vreau doar să adaug pe criteriul de gen, că primul răspuns care... Prima idee care mi-a venit în minte e că, pentru mine, de exemplu, e mai dificil să mă transpun în altă clasă decât în alt gen. De exemplu, când am citit romanul lui Adi Schiop, Soldații, m-a impresionat nu doar limbajul, care e atât de diferit de felul în care vorbesc eu română zi de zi, cât și lumea pe care a descris-o el, comunitatea romă din cea mai săracă mahala, cea mai săracă cartier din București, Ferentari. Eu n-aș putea niciodată să scriu asta pentru că n-am trăit niciodată acolo. Mă rog, Schiop și-a cumpărat apartament acolo, deja e cu acte în regulă de mulți ani, e lumea pe care o cunoaște. Dar pe de altă parte, ca să mă contrazic, să fiu schizofrenică ca și Cristi. Și ca și noi toți. Când am citit-o prima dată pe Elena Ferrante, acum câțiva ani, am avut o senzație din asta că până acum, wow, până acum am citit doar scriitori bărbați. Adică asta e prima serie de cărți pe care o citesc ca o poveste de formare. Și mi-am dat seama de cât de multe experiențe ale femeilor, fiziologice sau sociale, nu le-am întâlnit în cărțile scrise de bărbați, chiar dacă personajele pe care le-au creat aceștia, de la Ana Karenina, la stânga, la dreapta, sunt complexe, sunt memorabile, sunt superbe, dar în același timp, am avut senzația asta când am citit-o pe Ferrante, că ea aduce ceva nou și ceva mai aproape de ceea ce cunosc eu ca femeia secolului 21. Dacă tot vorbim de transpunerea asta de gen, de roluri, de clase, de venite lume, aș vrea să-l întreb pe Cristi, care a publicat recent această autobiografie romanțată despre Ercelan, cât de greu a fost să vă transpuneți în rolul lui Celan, pentru că citisem un interviu în care ziceați că ați început să scrieți cartea aceasta la persoana a treia și n-ați putut, erați pe punctul ca să renunțați la această idee până în momentul în care ați început să scrieți la persoana întâi. Respectiv, dacă și în literatură funcționează metoda Stanislavski să vă transpuneți în rolul acelei personalități. Am două probleme când scriu, poate greu de explicat. În primul rând, nu țin neapărat să schimb lumea. Deloc. Poate să aleagă praful. Eu am treabă cu cărțile mele. Eu nu sunt un militar. Nu am tot. Pe bune, când aud de chestiunile astea cu literatura, trebuie să schimbe lumea, ce vreau să vă rog e să-mi arătați și mie un milimetru schimbat, pe bune. Lumea asta se duce dracu.
Hai să o schimbăm altfel, cu literatura nu merge. Hai să găsim altă soluție, mai rațională un pic. Literatura e artă, nu e politică. Nu e. Bune, o tâmpenie, nu merge așa. O să ne cadă rachete în cap, dar ta artă câtă face. Hai să facem altceva, să ne batem cu rachetele, dacă nu merge așa. Literatură. Cam nevoie. Da. Mă rog. Îți spun povești despre om, nu despre... Poți să întreb și ceva? Apropo de schimbat lumea, aș vrea să găsesc pe unul curajos să-i tragă un glonț în cap, că așa de scris cărți pe bune. Nu cred că l-a pictat de ceva. Cât de mult este liniștitorul atunci când scrieți? Adică undeva în spate există un milimetru de cititor atunci când scrieți personajul, cartea, orice... Hai să vă explic, n-am vrut să fiu tehnic. Am evitat, dar să fiu tehnic. Scriu ca să găsesc o corespondență pe care o știu eu teoretică și cred că e generală. Transpunem, practic, o voce cu care scriem și care nu e actul de a scrie, într-o voce cu care ceilalți citesc. Trebuie să le punem pe astea două legături. Pentru mine asta e scopul scrisului. Să găsesc eu textul ăla perfect în care să pot să-ți transmit exact ceea ce am auzit. Să găsesc forma perfectă. Asta e ideea. Nu o să găsesc, probabil, nu am timp, asta e altă treabă, dar cam asta e scopul. Să revenim la țelan. Subiectul era, nu greu, periculos în ziua de azi. Pe bune, sunt 2 milioane de oameni gata să te facă antisemit, chiar dacă nu ești. Să șteargă cu tine pe jos. Mai răi decât toți antisemiții azi. Niște militanți care nu mai au limită. Ei fac mai mult rău decât aia pe care îi critică, pe bune. M-am așezat în poziția asta știind că fusesem linșat de câteva ori. Adică îmi știam cumva riscurile. Orice încercare de scrie la persoana a treia m-a transformat direct pe mine în victimă. Nu mai era vorba de carte. Știam exact. Se mișcă politica asta a literaturii, sunt chiar cumplit. Și atunci, adică, mă rog, cine a pățit-o, știți, scriere că a mai luat bătaie, da. Am încercat să scriu la persoana a doua, inițial. Să nu mă așez în pielea personajului, și asta mi se părea destul de greu. Și nu cânta nimic. Mergea. Și la un moment dat am găsit într-o însemnare completă aioristică dintr-un text pe care eu știam că l-am până atunci, un moment în care tatăl lui îl cam pune la punct așa, nu îl bate de bine, dar nici nu e ok. Și acolo am găsit un capăt de carte. A fost singurul pe care l-am găsit după luni de zile în care renunțasem patriotic. Nu se poate. E o carte foarte, foarte greu de scris pentru că unul, tratează niște chestii extrem de evidente. Caz intruism, orice ai face. Deci nu ai rocare la extraordinarul, nu ai... Și să spui lucrurilor pe nume, nu prea e tema mea de obicei, chestia asta nu prea n-am umblat pe acolo. E foarte greu să identifici cu personajul, pentru că chestia aia s-a întâmplat atunci, acum 80 de ani. Foarte greu să înțelegi ce înțelege un om care intră într-o cameră de gaze. Se pui în capul lui. Foarte greu să. Aceeași problemă. Ce mintea unui sinucigaș? Serios, dacă am ști, poate l-am oprit. Nu știm. Ce mintea unui om care de bună voie așa pleacă de acasă și stă prin spitale și își continuă viața? Tot felul de probleme astea imposibile cu care mă confruntam și care mă aruncau de fiecare dată în brațele evidenței. Adică nu aveam nicio scăpare. Adică să descriu lucrurile patrite. Asta e. De-aia cartea e o banalitate fără margini, pentru că altă soluție nu era. Nu am avut nici curaj să fac un text greu. Se putea face. Evident că puteam complica stilistic. Nu era asta. Mai este și-o la treaba. Schimb orice în joist, dar nu mergea. A fost o carte aproape imposibilă, de asta nici nu am amintit-o de câteva două ori de când există ea, pentru că nu prea știu ce să zic despre ea. Ok, poate că mi-a ieșit, dar undeva în sinea mea... Nu că se putea mai bine, nu prea se putea continua. Are o problemă cartea. Ok, descrie foarte bine viața lui Țelan, scopul a fost atins.
mă întreb foarte tare dacă e literatură. Aici e marea problemă cu cartea aia. Chiar e literatură? E aceeași problemă cu orice biografie romanțată. Chiar e literatură? Sau e undeva la limita aia a notației simple? Paharul ăsta există și are șampanie în el. Wow! Ei, ce să spun, sunt pasaje din astea pe care am acceptat-o mai mult ca o provocare. Știam cât de greu va fi. Chiar știam. Dacă aș fi un idiot, viața ar fi mai simplă. Dar nu sunt. Pentru asta mă termină mental așa. Pentru că știu ce va urma. Am o viață simplă de scriitor și traducător. Cu asta mă ocup. E cam greu să mă surprind. Și în dinamica lumii literare, și în dinamica literaturii, sunt foarte greu de surprins, pentru că încep să intuiești la un moment dat ce se întâmplă. Citesc destul de mult cât să mă pricep, că orice om care se pricepe la literatură vine din lectură, că nu s-a născut nimeni învățat. Și e o carte a imposibilelor, adică, nu știu, aș putea să o scriu de 20 de ori în mod greșit. Și să mă bazez pe faptul că sunt cât de cât cunoscut și ea să meargă. Ca să mai vorbim și despre literatură și dinamica ei. Există și riscul ăsta, complet stupid, să nu-ți asumi o carte proastă. Păi, stai puțin, e o carte atâta cât e. E o carte, o biografie pentru liceu, nu e... Dacă puteam să scriu o capodoperă despre Țelan, nu trebuia să-mi spună cineva să scriu, o scriam eu. Sunt problemele astea ale vocilor care nu pot fi împrumutate. Pentru mine e aproape imposibil, cred că am zis și la început. Să-mi iau personaje din realitate. Nu-mi place chestia asta, mi se pare așa... Nu mai scriu. Mă apuc de militat, păi... Și atunci politicienii ce fac? Rețin eu locul, ce faci? M-am venit eu. Păi, Mircea, dar părate, nu e chiar așa. Noi trebuie să vedem de treaba noastră, că o să o repet până când o să mă... Știa toată lumea din rețelele sociale și terminăm cu distracția. Nu o să schimbăm pe nimeni. Militanților o să le fie mai bine. Cum? O să profite de poziția lor de putere, o să ocupe funcții, o să se bucure de toate privilegiile și lumea se va duce drag. Exact odată cu succesul lor. Astea sunt urmările întregului scandal. Că din militant, nu știu cum te pomenești director, care o fi legătură. Din militant te pomenești cu un grant de $1,000,000, bă, de eu l-am primit. Stai așa, adică nimeni nu spune chestiile astea, că e un joc de putere pe căruia suntem victimă toți. Sunt niște oameni care vor să par vină, ok, s-ar putea să aibă niște intenții bune. Dar îi invit într-o iurtă, la capătul Siberiei. Că așa, de stânga de caviar, eu m-am săpărat ca de merea. Tocmai m-am dat jos din când nu mai povesti. Deci, pe bune. Nu, literatura asta ar trebui să-și vadă de treaba ei, pentru că sunt probleme mai serioase. Mult mai serioase decât să ne mângâiem de spate un cal. Și cine nu vede unde cade cortina de fier, e doar chior. Și mângâierele pe spate, pătrăzova, nu știu. Da, sufletul nostru chinuit, dar lumea, cu siguranță, e pe drumul ei. Da, dar și anumite personaje odioase au avut probleme de familie, n-au fost chitiți în copii. Da, mă, dar omorând oameni. Da, dar știi care e problema? O aruncăm în ridicol, știi? Personajele odioase au probleme de familie. Personajele odioase au omorât milioane și trebuiau omorâți la timp. Așa trebuie rezolvată istoria. Nu plângând pe omor vecinului, nu rezolvăm nimic, poate murim amândoi. Nu, dar poate să-i iubim pe cei de-a asta facem, care nu sunt dictatori, da. Pe dictatori... Să-i prevenim. Știi, tot stă de pe 24 februarie pe limbă un lucru, știi? Ar trebui să luăm toți o pauză în cultură, în politică. Să ne vedem de ale noastre. Că s-a terminat foarte prost. Să ne jucăm mai departe cu asta? Da, cu jucăriile noastre. Că e clar că nu merge. Mizele sunt prea mari, nu contează. Dar uite că, de exemplu, în Țelan, tocmai asta spunea cum scrie literatură după Auschwitz. Dar tu spui din potriva... Adorno a scris. Știi cum a scris Țelan literatură după Auschwitz? Îți spun eu. Pentru că asta am evitat să spun, pentru că ar fi sunat, nu știu, foarte prost. În afară de discursul lui public, care era și nu era, aproape întotdeauna s-a dus într-un metaforic care tinde spre artă.
Înțelegi? Deci el ar fi putut să urle, să-l știe în tot universul și îl și credeau că erau foarte puțini supraviețuitori la momentul ăla. Nu. El știa. El fusese acolo, înțelegi? Eu am citit și lucruri care nu sunt în carte. El știa, el fusese acolo și o spune foarte clar. Nu vom schimba lumea. Nu o schimbăm, deloc. Ăia au murit acolo. N-am schimbat nimic. Sunt morți. O spunea scrisoarea, că era destul de convins de chestia asta. Și de-aia făcea atâta simbolistică și atâta epurare în, în cuvântul ăla unic. Și, pentru că știa foarte clar că n-are niciun rost. Da. Da. Romanul sau biografia romanțată Porțelan este și subiectul unei alte dezbateri, când se va discuta despre această specie la confluență, să zic, dintre biografic, document și ficțiune. Da? Spuneam și altă dată că e deschis așa un fel de curent în literatură acum, se scriu foarte multe lucrări de acest gen. Și ca să lăsăm și subiecte nediscutate, aș zice să ne oprim aici. O clipă, spate eu să ne pun întrebare de cum ați spus. Da, o clipă, da, mă rog, da. Eu eram curioasă că tot, fiecare povești diferite și le duce diferit în capul lui. Când răbufnesc ele? Nu știu, care e momentul declanșator? Și mai ales, de exemplu, domnul Sărbean, eu n-am înțeles că nu scrie de fel. În capul lui scriitor, cum se întâmplă lucrurile. Nu, mi-a zis că nu scrie. Deci, cum se întâmplă, nu știu, le duceți, vă macină, vă poartă, vă, nu știu. Deci, cum se întâmplă în capul ăsta? Cum, care e momentul în care voi începeți să scrii, când deja nu mai puteți să duceți povestea așa în sine? Și cum se începe, se întâmplă în cazul unui om care nu are timp să scrie, dar probabil are, dar cu siguranță are povestea, pentru că eu înțeleg saga. Continuă. Vorba. Nu, încep tu! Am spus! Nu există, cel puțin la mine. Se întâmplă puțin. Asta pentru că literatura în viața mea este o constantă, într-un fel sau altul. Chiar când nu scriu, știți cum era cu bancul acela cu domnul Iusuf Sava? Domnul Sava, ce faceți când nu ascultați muzică? Îmi derulez. Cam așa fac eu. Când nu scriu cărți, ceva, mă gândesc la ele. Adică, e tot timpul prezentă literatura în viața mea, într-un fel sau altul, dar când mă apuc efectiv să scriu, este când, nu știu cum să zic, mă lovește așa o inspirație. Am un început, am o frază, am o idee, am o imagine. De multe ori e pur și simplu o imagine. Povestirile din fericire, fiecare dintre ele au fost scrise în urma începutului. O frază de început care... Am prima frază. Am prima, nici măcar prima frază. Vreau eu două cuvinte și după aceea am mers de la sine, pe inspirație. Dar nu e o chestiune, la mine cel puțin, nu e o chestiune tehnică. Mă pun acum la birou, mă uit la un ecran cu o foaie albă și aștept că poate, poate. Aștept că poate, poate. Asta se întâmplă cumva, când se întâmplă, se întâmplă, dar când se întâmplă, cumva încep să las ce fac și să mă duc repede să nu pierd momentul, inspirația aceea. Mai departe, iese sau nu iese, se mai aruncă drag, tot timpul. Cristi. La mine e trei pași. Doi sunt anulări. Primul e, eu scriu foarte ușor povestioare simple de 3-4 pagini. Le scriu acolo. Și la un moment dat mă blochez, nu mai e nimic acolo, gata, am spus povestea. În general, ăla e romanul. Și altceva nu mai am. Dacă m-am oprit, nu mai am și le las acolo, pentru că, na, mă bucur de privilegiul de a ști când sunt prost și atunci mă opresc. De când m-a lăsat de băut, am înțeles foarte mult. Dacă te înțelegi de tine cu ceilalți, poate că nu te interesează cu tine, e problema. Și după aceea, din când în când, am numai două, trei, că nu sunt un foarte productiv așa. N-am multe idei, dar persevere. Și mă mai uit pe ele. Păi, se poate face ceva în chestia asta? Vorbesc cu mine acolo. Păi, de obicei e nu. Și atunci trebuie fișierul, pentru că am mai scris o poveste, toată lumea are povești. Dacă mergem pe strada asta, până la capăt scriem 200 romane până de săptămâna la 10. Și da, le-am făcut.
nu e asta problema. Dar tot am avut continuarea așa. Șoptește câte ceva frai. Putea să încerci. Și la mine totul face construcție. Pentru că eu trebuie să iau alea 3-4 pagini și să le transform într-o carte. N-am veleități de geniu, n-am, domne, am auzit voci care m-au dat cu capul de pereți și am scris eu 300 pagini. Nu. Eu construiesc cărțile. Trei rânduri fac un capitol, un paragraf mai face un capitol. Mai fac eu câte ceva mai fac un capitol. Câți povești cu potențial? Două. Dar una se face roman, adică una... Crește. Trebuie să se facă roman, pentru că dacă nu termin trilogia, o să zică lumea că sunt și mai prost decât sunt. O să zică chestia asta. Deci, una trebuie să o fac și a doua e atât de grea încât cred că nu e pentru vremile noastre și nu o să o fac. Asta. Nu cred că pot eu. Au murit toți cei care puteau. Aia e lucru. E prea grea. Se vor mai nu cred. E riciclul ăla. E pe undeva acolo. E pe undeva acolo. Ar trebui să fie ceva care să nu semene cu o zailei dying. Adică atât de grav e. Nu. Mai bine nu ne apucăm. Domnul Sărbeam. Păi, este mai simplu pentru că am spus asta de mai multe ori, inclusiv în interviuri pe care le-am dat la radio și nou. Romanele astea s-au dezvoltat din unul. Adică a fost unul care a devenit la un moment dat prea mare și atunci a trebuit să-l fragmentez. Și în felul ăsta am ideea întregului, să spun, întregului ciclu. Dar referitor la scris, eu sunt un om, încă mă laud, sunt autodisciplinat. Eu am un anumit număr de ore când dorm, un anumit număr de ore când citesc, un anumit număr de ore. E ca și în Ecleziastul, este o vreme a scrisului, o vreme a cititului. Acum sunt cumva deconectat, știu foarte bine că nu pot să scriu. Nu am nici stare necesară, nici locul necesar, nici... ambianța contează pentru mine foarte mult. Sunt un om al locului și ceea ce am acum în jurul meu nu mă predispune, să spun, la atacuri din astea de creație. Dar chiar așa este. Nu obosesc să citesc, adică am... poate sună compulsiv cumva, e obsesie compulsivă, dar citesc o oră și 15 minute pe zi. Citesc o oră și de somn. Asta este cel mai interesant. Soția mea m-a trimis o dată la medic, la Berlin, când eram. L-a făcut la clinica Charité, la un neurolog, în somn este imposibil, zice. Te culci și în 30 de secunde adormi. Și adormi adânc. Dar în 30 de secunde. Și a zis că este imposibil. Cum poți să dormi? Să vadă de ce se întâmplă. Cum se întâmplă că dormi, adormi îndată și știi când se trebuie să trezești. Adică am un simț al timpului foarte, foarte... Și doctorul a zis... Nu e nimic grav, zice, mai grav ar fi dacă n-ați putea să adormiți. Dar faptul că adormiți atât de repede, nu văd nicio problemă. Bine, poate e o problemă. Da, bine. Am înțeles. Domnul Sărbeam, eu poartă schimbarea lumei. Asta e, da, arătați cu degetul discret. Geacă și cum o schimbi în cravate, da, totul acela. Nu mai zic, nu costă sportiv. Luați-vă sacoșul la lucru. Eu am și o vorbă, dacă mă lăsați un pic, există două specii de oameni, cravatiști și restul lumii. Cravatiști schimbă lumea, restul avem noi treaba. Răspunzând la întrebarea Victoriei, m-am gândit de fapt la ce a scris Valentina despre evenimentul ăsta și despre zilele literaturii, anunțându-l pe Facebook, a zis, veniți să vedeți... veniți să vorbim despre viața noastră adevărată, adică despre literatură. Și m-a plăcut foarte mult formularea asta pentru că pentru mine momentul declanșator e tocmai o intensitate din asta a unei idei sau a unei emoții sau a unei povești, cea care declanșează scrisul. Și poate ar fi cazul să răspund și tu la întrebarea asta. La ceea ce ai zis tu, la că am scris la viața cea adevărată, pentru mine, probabil și nu probabil, dar așa și este, literatura este viața cea adevărată și
un pic nu sunt de acord cu Cristian, care zice că literatura nu ar putea schimba lumea. Eu... Și nici frumusețea, mă scuzi. Dar o schimbă pe a ta. Da. O schimbă, chiar aș spune că o schimbă pe a ta. Ce place în majoritatea situațiilor, nu știu, dificile din viața mea sau din copilărie sau pe care eu le-am trăit, întotdeauna am găsit un refugiu în literatură și mie mi se pare că literatura a fost cea care mie mi-a arătat că de partea cealaltă a zidului există speranță și există altceva. Și cred că odată ce literatura, nu știu, poate să schimbe o singură viață sau două sau trei vieți, în mai bine asta ar fi suficient. De-ați scritorul? De-ați scritorul? Noi suntem aici ca literatura să nu se transformă în tortură. Toate sunt frumoase și formulele retorice și tot, dacă sunt scrise cu talent. Asta contează după mine, în literatură, asta contează. Dacă e scris cu talent și cu dăruire. În rest, poate fi și așa, și altfel, și altfel. Așa că noi am dat startul dezbaterilor. Muzeul și-a propus să aibă o dată în lună, în anul acesta, o dezbatere care s-ar fi numit cititul în scrisul. Adică cititorii ar fi venit să adreseze niște întrebări unui autor care stă în față și răspunde la întrebări inclusiv incomode sau incomode înainte de toate. Și am avut o singură ședință, apoi iar pandemie, apoi griji cu trecutul și așa mai departe. A fost executată Paula, da, și trebuia să fie executat Oleg Serebrian, dar nu s-a predat, pentru că noi nu am mai făcut aceste ședințe. Iată că această discuție ne spune că ar trebui totuși ne luăm în serios și facem o dată în lună o discuție. Noi vă mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc. Eu sunt ca și cum gazdă în această seară. Și cred că celelalte vor fi tot așa și mai bune. Celelalte dezbate. Mai bune? Asta s-a referit la mine. Nu la dumneavoastră. Uite că eu am semne disperate de ușă, să știi, de jumătate de oră. E adevărat, dar doar pentru coleg a spus acum mai bune. Apropo de cravatiș, cum ai spus, bine, n-am voie să zic, spune. Da, dar mie îmi plac că nu. Deschid o parantenă pe care am ținut-o pentru mine, dar nu pot să nu deschid acum. Ne-am văzut cu Oleg la Festivalul Livrului la Paris în aprilie, unde i-am făcut cunoștință cu Lauren Cain, o foarte bună traducătoare, care este absolut încântată de Volve Mar și de contrasens, și la urmă îmi spunea lor, zice, Emilian, dar roagă-l, te rog, tu, pentru că sunteți prieteni, să scoate cravata dracului! Mi s-a scris o adevărat, ce îmi preocupa ca să fie funcțional! Asta apropo, ca să vă invit la un film. Nu, asta nu e adevărat și nu-i frumos. Da. Nu, dar e simplu, dar e ceva simplu. Noi vă mulțumim foarte mult și Valentina și eu, vouă, celor patru, și vouă, dar data viitoare o să aveți dreptul să adresați întrebări mai multe. Acum ne-am pus ticii. Vinul să-i spune.